Cele mai căutate pârtii din Poiana Brașov sunt Bradul, Drumul Roșu, Sulinar și Lupului. Din data de 15 decembrie și până acum, un număr foarte mare de turiști au ales pârtiile de aici. La instalațiile de transport pe cablu către pârtiile deschise au înregistrat aproape 380.000 de treceri la turnicheți, potrivit datelor oferite de societatea care le administrează. Doar în weekendul trecut, schiorii au folosit punctele de trecere ale instalațiilor de peste 65.000 de ori. Foarte mulți turiști sunt așteptați și în acest sfârșit de săptămână pe pârtiile din Poiana Brașov și asta pentru că se va schia în condiții excelente. Stratul de zăpadă măsoară 70 de centimetri, iar temperaturile vor fi negative.